Bună ziua și bun găsit, o nouă ediție a emisiunii În fața ta. Invitatul de astăzi, Romina Gingașu, președintea Red Woman Foundation, este o tânără din România, care însă este cunoscută în presa atât autohtonă cât și cea internațională, pentru că face parte din familia Ferrari, căsătorită cu Piero Ferrari, unul dintre moștenitorii Imperiului Ferrari și cel pe care mulți îl consideră ca fiind omul care a clădit compania Ferrari, compania de astăzi, compania modernă Ferrari, o companie cu business-uri de zeci de miliarde de euro și care are activități atât caritabile, dincolo de cele pe care le cunoaștem. Mulțumim că ați venit. Alături de mine, ca de obicei, colegul Florin Negruțiu. Bun găsit, Florin! Bună ziua! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Romina Gingașu, un om care a plecat din România și acum mi-arătau colegii niște poze de pe rețelele sociale pe care tu le postezi frecvent, se întâlnește cu oameni precum Tony Blair, cu lideri internaționali, foști sau actuali, vorbește pe scenele forumurilor Davos. Cum e lumea asta în care acum trăiești? Lumea aceasta este foarte frumoasă, depinde în ce punct de vedere te uiți, însă cu cât devin mai publică, cu atât simt că viața privată se strânge și se închide, pentru că la un moment dat viața publică și viața privată intră într-un mic conflict, însă mă bucur să fiu alături de acești oameni pentru că învăț lucruri importante de la ei și valori importante cu care îmi doresc să merg mai departe. Și mă bucur și pentru deschiderea lor, pentru că ei văd în mine ceva diferit. Chiar la un moment dat, unul dintre ei mi-a spus, nu o să dau nume cine, mi-a spus că, Romina, ești extraordinară, însă ai un singur handicap. Ești prea tânără. Prea tânără. Da. Deci vârsta contează acolo. Înțeleg. Da, da. Ai plecat din România, de fapt, când? Am plecat din România în 2016, după ce am terminat Academia Tehnică Militară, Ingineria Motoarelor de Avion, și am aplicat pe LinkedIn, efectiv, spre diverse joburi. Apoi am fost contactată de biroul Bombardier de la Monte Carlo. Am trecut prin trei etape de interviu și, cumva, în 2016, pe 1 septembrie, trebuia să fiu la biroul din Monte Carlo. Apoi, peste 3 zile, am fost trimisă la Formula 1 din Monza, la marele premiu de acolo, pentru că trebuia să-l întâlnesc pe Niki Lauda, deoarece era cumva ambasadorul nostru Bombardier, făcea un global tour cu globalul său, și a doua zi l-am cunoscut pe Piero. Și așa a început povestea. Da, am încercat să-i vând un avion timp de 6 luni, numai că el m-a refuzat. Chiar în momentul în care avionul demonstrativ al companiei vine în Europa, noi trebuie să punem clienți și să le oferim un zbor demonstrativ. Și insistam să-i ofer acest zbor. În general, clienții și mai ales de nivelul lui nu refuză, însă el era singurul care refuza. Și mai tare mă întărea să-i vând un avion. Apoi el m-a invitat la cină și era singur, eu eram singură. Și ne-am construit un cămin împreună. Da, bombardierul ăsta ce este? Pentru că la noi bombardier în România înseamnă altceva. Înseamnă niște persoane așa mai în zona asta de... Bombardier este numele de familie al familiei Bombardier din Canada. Domnul Bombardier a inventat pentru prima dată ATV-urile, faimoasele ATV-uri, deoarece, cum sunt iernile în Canada, copilul lui a murit în casă, neavând acces la spital, la cel mai apropiat spital, și atunci el a inventat ATV-ul și de acolo s-a dezvoltat compania Bombardier, care... printre care a avut și divizia de trenuri, care a fost vândută în 2021 către Alstom, divizia de bombardier comercial, care a fost vândută către Airbus, și eu am fost în toate aceste discuții și am rămas în momentul de față, de fapt Bombardier a rămas cu divizia de avioane private. Deci producție e vorba de avioane private. Nu e vorba de cocalari. Nu are nicio treabă. Bun. Deci dumneavoastră, înainte de a fi soția soțului dumneavoastră, ați fost în business-ul de avioane de lux. Da. Ați vândut avioane, da, nu? Da, manager de vânzări. Da.
Ați vândut și către români? Nu, am încercat, sincer, am avut deschiderea asta, pentru că la început am învățat, practic, procesul de vânzare în birou și a trebuit să lucrez cu Spania, Elveția și Italia, pentru că erau țările pe care noi le gestionam, după care și-au dat seama că eu interacționez mai bine cu Europa de Est. Și m-au pus pe Europa de Est, ceea ce însemna că trebuie să mă focusez pe vânzări de prion, adică uzate deja, pentru că în Europa de Est se vând mai greu cele noi. Și deja procesul de... De ce nu există bani în Europa de Est? Pentru un avion nou am nevoie de un client cu un profil curat, cu un cont foarte frumos într-o bancă internațională, încât să pot să-i negociez finanțarea avionului. Ce înseamnă profil curat? Profil al companiei și al lui, adică profil curat. Înseamnă nu puteți să vindeți legături un avion unui oligarh rus? S-a putut asta până în momentul războiului. Ați făcut lucrul ăsta, nu? Da, s-a făcut. Nu eu, am făcut altcineva, însă da. Dar, nu știu, vă dau exemplu, eram în contact cu Inditex, de exemplu, care sunt grupul Zara și au 5 avioane. Și eu eram în contact direct cu directorul lui, al proprietarului Inditex, să-i vindem 2 avioane mari. Dar de curiozitate, câți ani aveați când ați intrat în firma asta, în Bombardier? 24. La 24 de ani dumneavoastră vindeați avioane de lux? Da. Adică ei nu aveau nevoie de o persoană cu experiență? De ce au pus această sarcină în seama unei tinere de 24 de ani din Europa de Est, din România? Au văzut potențialul meu, nu aveam experiență, într-adevăr, însă am avut deschiderea și am prins repede procesul și am avut și susținerea din top management al vicepreședinților. Care a fost primul avion pe care l-ați vândut? Learjet în Kiev. În Kiev? Learjet 60, da. Cât a fost avionul ăla? 4 milioane. 4 milioane? Da, era uzat. Deci, dumneavoastră ați intrat în firmă și la cât timp ați reușit să vindeți avionul? La 4 luni, deși între timp se vindea avionul către Fiat, se vindea avionul către Moncler, am fost în procesele astea de vânzare ca să învăț și apoi când am trecut spre Europa de Est, am intrat în contact cu companiile din Polonia, Cehia, Ucraina, tot ce însemna până la Rusia. Iar în Ucraina, piața de aviație privată era foarte dezvoltată și încă sunt în contact cu ei și am o prietenie foarte, foarte bună, pentru că în acel moment Veneto Banca era în faliment, intra în faliment. Și Veneto Banca avea acest avion de care trebuia să scape, pentru că, na, și avea un preț foarte bun. Și atunci am avut ca un fel de licitație pe avionul ăsta și a fost, l-am vândut ușor. L-ați vândut ușor. Da. Faptul că ați vândut un avion, ați făcut o vânzare de 4 milioane de euro. Ceea ce e puțin. Bine. E puțin? Normal. Și aveți la fiecare avion, eu nu știu business-ul, de asta vă tot pun întrebări colaterale. Aveți și un fee? Aveați un fee pe fiecare vânzare? Există success fee și, sau introduction fee, dar nu era cazul meu. Există success fee, of course, normal, însă eu eram reprezentant direct, așa că nu. Deci nu v-ați luat nimic din vânzarea asta? Nu, dacă eu deveneam broker la un moment dat și cumva intermediam prin a treia companie, dar nu era cazul. Eu sunt foarte mândră de experiența mea cu Bombardier. Bun, deci asta a fost prima vânzare. Care a fost cea mai tare vânzare pe care ați făcut-o? Cea mai tare vânzare cu Moncler, clar. Și încă este clientul nostru și își schimbă avioanele constant odată la 2 ani pentru că vrea tot ce e mai nou ca și tehnologie pe avion. Ok, aici la ce sume discutăm? Primul avion a fost 23, acum vorbim de un 64. Și aici vă luați success fee? Nu vă luați. Nu, dar nimeni din top management nu știa, pentru că este Bombardier, este o companie listată pe bursă și o companie care are multe alte probleme. Nu este fiul nostru problema lor. Brokerii, alți brokeri, da, lucrează pe fee, dar când reprezinți o astfel de companie, ai alte priorități. E o piață internațională de miliarde de dolari la nivel mondial și o piață unde nu sunteți sau nu erați singurul player. Cum convingi un miliardar să cumpere un avion privat?
Foarte greu să convingi o persoană să cheltuie atât de mulți bani și să-i, practic, să-i atragi încrederea spre produsul tău, pentru că competiția noastră era foarte strânsă. Sunt 3 companii mari și late în lume care produc aceste avioane, între care una este din America. Și atunci diplomația era la un anumit nivel și cam știam clienții spre ce produse înclină și lucram într-un mod foarte diplomatic pentru a-i atrage spre noi. Și fiecare dezvolta strategii de vânzare diferite. Eu am avut strategiile mele, de exemplu. Mie îmi plăcea întotdeauna să interacționez personal, pentru că simțeam că în momentul în care stau lângă client sau în fața lui, pot să-l conving că produsul meu este mai bun. Alții prin mail sau își trimit asistente. Dar am avut și niște situații despre care n-am vorbit niciodată. Însă am refuzat eu să merg la întâlnire cu clientul. De pildă. El, nu o să-i dau numele. De exemplu, noi când vindem un avion privat, facem un New York Customer formular. Iar acest formular, cunoașteți clientul, trebuie să sun director de bănci și eram în contact cu toți directorii care făceau finanțare pentru avioane, chiar și de la Credit Suisse. Și în general îi sunam și cel de la Credit Suisse îmi răspundea și îmi spunea: Romina, cine? Compania. Cât? Ok, îți trimit planul de finanțare. Super easy. Când sunam pentru România, cine? Cine e? Nu, n-am auzit. Cât? Chiar greu. Nici nu mai insistam, mă înțelegi? Și atunci, făcând formularul ăsta, știam unde au banii, în ce bănci, ce proprietăți, ce știm foarte multe lucruri despre un client, chiar foarte multe chestii. Într-o zi primesc un mail de la o companie din Liban de construcții și părea la prima vedere o companie ok. Și am continuat să discut, ei își doreau să-și vândă avionul și să ia altceva, un trade. Și în acel moment am căutat eu mai mult proprietarul companiei, la care am avut o surpriză. Era urmărit internațional și mandat internațional 30 de ani pentru crimă și spălare de bani și alte lucruri. Era un fel de Pablo Escobar al unui alt continent, de la China, în partea cealaltă. Și am rămas șocat în fața calculatorului, nu-mi venea să cred. Eram în contact cu asistenta lui și nu știam ce să răspund, pentru că îmi venea mail-ul și îmi spuneau că să ne vedem pe data de în Dubai. Deci el n-a făcut o zi de, mă rog, și în aviație se știe cine sunt brokerii curați, cine sunt brokerii și gri și negru și etc. Am sunat un prieten broker care vindea Mexic și Bulgaria și zic că, uite, situația, Romina, nu te stresa, nu te panica, gestionez eu de aici. Și n-am mai auzit niciodată de acel client. Deci, fiind o companie cotată la bursă, contează și culoarea banilor. Foarte mult, normal, da. Tocmai de asta se lucrează cu aceste formulare, care acum, când lucram eu în 2016, erau de pagină, astăzi sunt de 10, după noile norme ale Uniunii Europene și ale Comisiei și cu conflictul cu Rusia și etc. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă și continuăm discuția. Ne-am întors în fața ta continuă, Romina Gingașu, președinte al Red Woman Foundation și soția unuia dintre moștenitorii Imperiului Ferrari. Singurul. Ferrari, singurul moștenitor. Iată, o precizare bună. Bombardier, ai începuturi în carieră, a fost ca vânzător pentru acea companie, avioane private, ne povesteați însă că au fost și situații stranii în care, pentru că cel care voia să cumpere avion privat de câteva zeci de milioane de dolari nu avea un background, ba dimpotrivă, era și căutat internațional, s-a oprit orice discuție. Avioanele private sunt unele pe care clienții le customizează foarte mult. Adică vin și probabil că au tot felul de dorințe. Da. Să arate diferit. Nu arată neapărat unul ca celălalt. Nu. Cele mai stranii
dorințe ale clienților legate de felul în care ar trebui să arate un avion. E un caz faimos, cazul domnului Zepter. Faimoasele tigăi, toate avioanele a lui au fost... teflon. Spuneți-mi că interiorul a fost din teflon, nu? Nu, dar le configura atât de ciudat în interior, încât era foarte greu să le revindem după, pentru că la un timp se revând și vin modelele noi și face un upgrade. Avea linii, avea mochete, culori diferite, fiecare scaun avea o culoare diferită, unul era roșu, unul era galben. Uh-huh. Și era foarte greu după de vândut, pentru că noi trebuia să ne ocupăm și de reconfigurare interioară, care era un cost extra. Și da, e faimos domnul Zepter pentru designul său. În rest, acum, în momentul de față la fabrică, sunt niște avioane fantastice și se simte că clienții de anul ăsta au gust și am văzut niște configurări fantastice. În mai am fost la fabrică la Montreal. Românii de ce nu cumpără avioane private? În România sunt 13 avioane private, foarte prion, foarte uzate, sunt cumpărate așa. Cred că a fost unul cumpărat nou în 2018, dar este înregistrat pe Austria, nu pe România. Cred și sunt sigură că mai întâi trebuie să se achiziționeze un avion prezidențial. Apoi o să fie și deschiderea. Ori companiile au o problemă și nu-și găsesc finanțare. E o discuție care tot revine atunci când președintele României pleacă în vizite internaționale, legate de faptul că închiriază avioane private pentru a ajunge din punctul A în punctul B. Da. Și acum zilele astea a fost plecat în Kenya. Avionul ăsta, Gulfstream G550. Este un avion de lux? Nu se mai fabrică Gulfstream 550. Cum e avionul ăsta? Da, mers în safari acum în Africa. Este compania americană, Gulfstream, care... Nu, avionul, l-ați văzut. Da, este un avion de lux, da. Da, este un avion de lux, nu mai este în fabricație, pentru că urmează, de fapt se fabrică G600 acum. Eu am spus că România trebuie să achiziționeze un avion prezidențial, pentru că nu avem, Italia are 8, noi și Albania nu avem. Trebuie, măcar așa, pentru imagine publică, dar și pentru a fi, să nu mai fim lumea a treia, hai să fim și spre lumea a doua, că deja oricum tranzitul se face spre lumea a doua. Dar avionul prezidențial nu se cumpără cu banii cash, asta trebuie să înțeleagă toată lumea, se face finanțare, e o singură bancă care dă finanțări pentru contracte guvernamentale, e super easy. Deci ar fi mai rentabil dacă ar cumpăra România un avion prezidențial decât să tot închirieze astfel de avioane exact, de lux? Exact, da, pentru că se face plan de finanțare foarte bun, cu un interest rate foarte bun, eu știu discuțiile, poate chiar să ia și două și e ca, cum se zice, în rate, știi, să ia în rate, ăsta e planul de finanțare. Și normal trebuie achiziționat prin Ministerul de Apărare, nu ce discuții au fost cu Tarom sau astea, nici n-am vrut să aud de discuțiile astea, pentru că nu au sens. Ministerul al Apărării al nostru are ingineri pregătiți pentru a face mentenanța pentru acest avion. Gulfstream-ul ăsta ce dotări are? Cu care, avionul cu care a mers președintele în Africa. Ce dotări are? Nu are nimic special, dar are, în comparativ cu globalul meu, pentru că e competiția numărul unu, știi? Dar pentru un avion prezidențial mai trebuie câteva dotări extra. Și unul este antimissile radar, communication room și un fotoliu care se face pe de ambulant. Deci la fiecare avion privat închiriat, nu? Statul sau serviciile trebuie să pună dotările astea? Nu sunt. Avioanele pe care el închiriază în momentul de față nu sunt aceste dotări. Deci, nu închiriezi avionul și pui dotările astea la fiecare călătorie? Nu, la achiziție se pun dotările. Mm-hmm. Evident că Gulfstream vine direct cu dotările, pentru că ei sunt parte din General Dynamics, compania din America. Noi, Bombardier, lucram cu Saab pentru aceste dotări și mai e al treilea competitor, care e Falcon Dassault. Puteți să ne spuneți, să facem așa un calcul pe 9 zile cât costă închirierea unui avion Gulfstream G550? Păi e simplu, la tot ce este peste mid-jet, medium-large, în jur de 10-12.000 pe oră. De euro, de dolari. Ok. În care nu pe sunt oră? Incluse și taxe... Ba da, e tot inclus. Ori 24 de ore, asta înseamnă... 240. Și am fost chiar drăguță cu prețul. Eu sunt sigură că au și un discount preferențial. Asta înseamnă 240.000 de euro pe zi?
Păi depinde câte ore zbori. Zbori 10 ore, 12 ore, câte ore? Păi nu, ziua are 24 de ore. Bănuiesc că plătești și pentru orele în care avionul stă la sol, nu? Nu, pentru avionul stat la sol se plătește un fee la sol. Nu se plătește ora. Se plătește ora de zbor, atât. Deci pe 9 zile cu deplasare în Africa, cât ar fi costat administrația prezidențială? Păi nu știu câte ore a zburat. Dacă a zburat 10 ore, să zicem, calculează ori 10. Sunt 100. 20 de ore, 30 de ore, depinde cât. Ratele pentru un avion prezidențial achitat pe câteva luni, probabil. Da, more or less, dar e ok. Adică mie îmi face sens să se achiziționeze un avion prezidențial. Și nou, nu uzat. Mm-hmm. Bun. Ne întoarcem puțin la începutul discuției. Alături de Piero Ferrari, ați ajuns să cunoașteți unii dintre liderii mondiali ai acestei planete. Interacțiunea asta pe care ați avut-o cu oamenii ăștia, cum este? Cum a fost? La cine te referi? Tony Blair, spre exemplu, sau alți lideri? Ne-am întâlnit datorită mie, nu datorită lui Piero. Aha. Pentru că eu am cunoscut-o pe Sherry Blair la Clinton Foundation, la New York. Și am avut o discuție cu Sherry, jur de 5 minute, și mi-a spus că a fost în România, a vizitat Parlamentul la un moment dat, apoi am ținut legătura și ne-am invitat la ei acasă, la o cină, și pe Tony Blair, datorită mie, I'm sorry, l-a cunoscut Piero. Însă prin Ferrari, da, cunoaștem mai mult antreprenori la nivel mondial, oameni de afaceri, politicieni mai puțin vin la Maranello. Ferrari e mai ușor de vândut decât Bombardier. Sau... Da, dar nu intru eu în vânzări. N-am treabă eu cu vânzările de la Ferrari. Însă e un alt proces. Cum arată compania asta condusă de soțul dumneavoastră? Compania asta pentru mine este cea mai mare onoare care mi-a fost dată să, nu știu, să o trăiesc în viața mea, nu știu cum să mă exprim exact, pentru că îmi face emoție. Când intru în companie, se simte practic că fiecare persoană care lucrează acolo își lasă sufletul și viața în Ferrari. Este o companie care trăiește efectiv. Toată lumea zâmbește, există un cod de etică, există liniște, angajații sunt fericiți. De exemplu, în 2016, când eu am început relația cu Piero Ferrari, fiecare angajat, de la femeia de serviciu până la CEO, primea o primă de Crăciun. Și în 2016 era 5.000 de euro. Astăzi a fost pus public că fiecare o să primească anul acesta 17.000 de euro în funcție de performanța companiei, ceea ce mi se pare foarte frumos din partea lor și mi se pare corect. Apoi Ferrari susține elevi în școală, pentru că au făcut un program pentru inginerii care lucrează la Ferrari, iar copiilor vor să studieze ingineria, au o colaborare cu Universitatea din Bologna și susține școală. Încă o dată, toată lumea care lucrează la Ferrari primește o primă de Crăciun de 17.000 de euro de la femeia de serviciu până la ingineri? Da, absolut toți, peste 5.000 de angajați. Este un brand vânat în Italia? Oamenii vor să lucreze? Este în top branduri? Da, este. Este una dintre cele mai importante companii din Italia, pe lângă altele care sunt Ferrero sau Italiare. Are companii importante și chiar susțin antreprenoriatul. Bun, dacă știți, cum își recrutează angajații Ferrari? Ce caută la ei? Depinde de departament, pentru că sunt atât de multe departamente. Avem product development, avem vânzări, avem legal, avem cyber, avem tot. Păi nu, că la prima asta am depun și eu CV, okay. La comunicație. Pot să dau și eu cu mop-ul acolo la dumneavoastră. Ferrari este văzută ca o mașină de lux, o mașină foarte scumpă. De curiozitate, dumneavoastră, soțul dumneavoastră, câte mașini Ferrari aveți acasă? Ferrari este încadrat ca și produs de lux, nu este o mașină de serie, deși se fac câteva, mă rog, ca și serie Portofino și așa, Roma. Noi avem în jur de 20, nu suntem colecționari. Și cu toate astea, în România vă plimbați cu? Dacia, Stepway. Cu e afară, Dacia? E afară, da, în parcare. De ce alegerea asta? De ce să nu? De ce am nevoie de Ferrari în România? Nu știu, vă întreb, să știți că sunt mulți în România, mai ales în București, care consideră că au nevoie de Ferrari.
Poate, da, nu știu. Nu, eu nu văd. Eu sunt româncă, sunt obișnuită cu alte valori în România și cu alt stil de viață. Pentru mine Dacia a făcut sens. Mai am și alte branduri, dar mi-e mai ușor cu Dacia. Iar în Italia am un Maserati. Ați ajuns în Italia, acolo locuiți acum cel mai mult, însă veniți în România unde faceți investiții imobiliare. Am citit interviuri de ale dumneavoastră în care spuneați că ați cumpărat, în nume personal însă, da. Ați cumpărat și ați făcut câteva investiții. Care e rațiunea, care e motivul? În primul rând a fost o piață foarte bună în România pentru investiții imobiliare. Din 2015, de când s-au început construcțiile și s-a construit practic partea de nord a Bucureștiului și au fost oportunități, eu așa am văzut. La un moment dat a înțeles și soțul meu că da, sunt oportunități în România. Nu e la fel ca în Italia. În Italia trebuie să construiești un bloc de 20 de apartamente, vinzi 18 ca să scoți investiția și doar din două scoți profitul. Adică lucrurile stau un pic diferit. Apoi calitatea și locația și da, am făcut niște investiții pentru care sunt fericită. Iarăși o curiozitate. Ați ajuns, știe toată lumea, ați ajuns în Italia, știe toată lumea că sunteți căsătorită cu Piero Ferrari, că aveți, asta citim, da? Aveți familia, avere de miliarde de euro. V-a sunat vreun fost prieten din România să vă roage să-l ajutați și pe el? Am ajutat foarte multă lume în România și nu regret nimic. Chiar primesc mesaje pe Instagram. Așa. Și râdeam pentru că mi-a cerut o doamnă 400.000 de euro pentru că nu mai suportă să stea cu soacra și vrea un apartament pe șoseaua Nordului. Adică... Pentru soacră sau pentru... Pentru ea, personal. Asta a fost un mesaj. Și i-ați răspuns? Nu răspund. Nu răspund în general mesajelor decât dacă am un interes, dar sunt abordată. Și iar prieteni am. Nu pot să stau fără prieteni. Ați făcut însă un lucru, ați pus pe picioare o fundație. Da. Red Woman Foundation. Luăm o scurtă pauză și când ne întoarcem o să vă rog să ne povestiți puțin ce vreți să faceți cu această fundație. Ne reîntoarcem imediat, revenim. Ne-am întors în fața ta continuă, Romina Gingașu, președinte al Red Woman Foundation. Este românca care e căsătorită cu moștenitorul Imperiului Ferrari, Piero Ferrari. Doamna Gingașu, ce e cu fundația asta? Ce vreți să faceți cu ea? Nu mă așteptam nici eu ca această fundație să fie atât de binevenită și să prindă atât de mult vizibilitate. Eu această fundație am început-o după multe discuții cu ONU, ONU Femei, Departamentul UN Women, în care am insistat să vină cu proiecte pentru România sau să, cumva le-am spus problema din România și situația legată de violența domestică și a copiilor sau educațional sau etc. Nu au fost interesați și nici nu sunt în ziua de astăzi și atunci am zis, dacă voi nu sunteți, sunt eu. Am fost la UN Women, la biroul lor la New York, din nou am avut întâlnire cu Head of Department și el mi-a spus că România nu face sens ca dezvoltare pentru proiectele lor și alte lucruri și am spus, nu știi nimic. Atunci am pornit Red Women. Am birou în Italia, birou fizic, și sper prin această fundație să putem accesa atât multe proiecte și să avem acces la multe persoane la nivel internațional. Nu îmi place să mă ocup de cazuri sociale directe, tocmai de asta sunt ONG-uri în România care fac un lucru extraordinar, însă am câteva cazuri de copii orfani pe care eu îi țin în școală în România de peste 5 ani, știi, îi susțin financiar și e o latura mea filantropică. N-ați încercat să vorbiți cu soțul dumneavoastră, să-l convingeți să deschidă o fabrică în România? Nu are ce să deschidă fabrică în România, pentru că este o singură fabrică Ferrari în lume și este la Maranello. Iar a doua o deschidem la Pitești. Mm-mm. Are Pirelli, nu știu, are undeva în România o fabrică, dar nu face sens, pentru că noi nu avem vânzări atât de multe. Ferrari anul acesta a vândut 13.000 de mașini. E mult deja pentru Ferrari și se face o altă fabrică lângă, pentru mașinile electrice. Mm-hmm.
Este un model de mașină electrică Ferrari. Aveți și angajați români în fabrică? Da, sunt și mă salută. Da, avem. În românește? Da, în românește. Sunt din alte orașe din România, nu din București. Când intrați în fabrică, sunteți văzută ca doamna directoare? Nu, absolut nu. Sunt văzută ca soția lui Piero Ferrari. Evident, nu am nicio funcție executivă, dar e normal să fiu acolo și este normal să văd, să înțeleg ce face compania soțului meu și să nu mă implic, dar măcar să văd. Eu, de exemplu, sunt cu clienți în configuration room și îmi face plăcere. Cu domnul Țiriac am stat 5 ore să configurăm o mașină. E frumos! Iarăși o curiozitate. Anul ăsta ar trebui să se lanseze cât de curând, da? Un film despre Ferrari. Și un film unde probabil că soțul dumneavoastră, sau de care soțul dumneavoastră e foarte atașat emoțional, că e o parte a poveștii dânsului, nu? Haideți să vă spun povestea filmului. Michael Mann, care este directorul, a făcut Miami Vice și Muhammad Ali și filme cunoscut Collateral, încearcă să facă acest film de 25 de ani. A venit până acum cu 3 actori la Maranello, printre care era și Christian Bale sau Hugh Jackman din Wolverine, care, da, semăna cu Enzo Ferrari. În final, după pandemie, el spune, am buget 100 de milioane, eu fac filmul. Însă ne-a plăcut și scriptul, ne-a plăcut și ideea lui despre, pentru că în final n-a mai vrut să mai facă un film despre toată istoria Ferrari și a făcut cel mai greu an din viața lui Enzo Ferrari. Un an în care au murit 12 persoane, în care a fost accidentul din Mille Miglia, un an în care s-a descoperit că Piero există, prima soție a descoperit că există un alt copil, după ce primul lui copil din Ferrari a murit cu un an înainte, deci e un film foarte motivațional, emoțional, care inspiră multă putere, dar și feminism, pentru că îl arată pe Enzo Ferrari ca având grijă, ca un gentleman de femeile din viața lui. Și abia aștept să văd feedback-uri. I-am avut pe actori la noi la Maranello timp de 6 luni și au închiriat case și au stat acolo pentru filmări. Ferrari i-a ajutat pentru a face detaliile cât mai originale. Iar acest film este 100% povestea din acel an al lui Enzo Ferrari. Spuneți-mi, dumneavoastră, prin meseria pe care ați avut-o și o aveți, faptul că vindeți sau vindeați avioane de lux, dar și după căsătorie ați pătruns în lumea celor 1%, cei mai bogați oameni din lume. Întrebarea mea este, cum arată din interior această lume? Avem și momente de liniște, avem și momente în care simți că totul e razna. Și gândește-te că, da, sunt probleme care vin zi de zi, dacă nu sunt juridice, sunt din Formula 1, dacă nu sunt din Formula 1, sunt de producție, dacă nu sunt, întotdeauna există o problemă. Eu, în primii ani, credeam că așa este doar o perioadă și o să se termine, dar au trecut 7 ani și nu s-a terminat. Ce probleme poate să aibă un miliardar? Zi de zi este ceva nou, nu știu, nu ne referim la declarația fiscală pe care, ok, Piero o face și este unul dintre cei mai respectați oameni în Italia pe chestia asta. El mai are și alte 2 companii, probleme din Formula 1 sunt cele mai grele astea până la urmă și pe care el le gestionează, dar îl consumă. Dar când ai atâția bani, de ce mai trebuie să muncești? Păi unde, ce să faci altceva, care mai e scopul în viață? De ce să nu muncești? Să stai pe marginea piscinei și să bei cocktailuri până... Mi-am închis piscina pentru că am făcut un calcul energetic al casei și ne-am dat seama că piscina consumă cel mai mult și am închis-o, da. Acum urmează Piero să pună panouri solare și o să deschid după aia în funcție de cât consumă energetic. Da! De ce să nu? Asta înseamnă responsabilitate față de tot, față de mediu, față de societate, față de tot în jurul tău. Tu ca persoană poți să schimbi lumea de lângă tine. Nu trebuie să aștepți ca lumea să schimbe ca tu să fii bine. Acum ne întoarcem în țară. Cum arată lumea bogaților României? Nu-mi place.
personal mie nu-mi place și, și eu știu, și ei știu asta. Mi se pare o lume așa un pic falsă, în care vorbesc despre niște lucruri care nu și-au sensul uneori și nu vorbesc despre chestii reale. Nu prea sunt la curent cu lucrurile internaționale și atunci când vin eu se pare așa că vorbesc ceva nou și wow și alte lucruri, dar... Ce se vorbește la o masă de miliardari români? În primul rând, politică. Nu cred. Ba da. Vorbesc despre politică? De ce să nu? Asta un pic că nu e subiect tabu. Pentru că ei fac politică? Nu știu, dar opinii se împart. Opinii se împart. A, vorbesc așa. Da, exact. Ca noi toți. Exact, da. Nu pentru că ei fac parte din politică. Și nu se vorbește niciodată despre bani. Bine, asta e ok. Că nu se vorbește despre bani, dar despre unul și despre altul întotdeauna. Da. Ce părere aveți despre faptul că în România bogăția este afișată așa, la vedere, pe nu străzi? Este okay. Nu este ok. Cu mașina parcată în fața restaurantului. Chiar râdeam cu pierul la un moment dat când am venit. Haine scumpe. Prima oară cu el în România și eram în fața unui restaurant de pe șoseaua Nordului. Erau în fața restaurantului 3 Ferrari și 3 Lamborghini. Pierul a zis că dacă era așa ceva în Italia, venea guardia de finanță și aresta pe toți. Așa ceva nu vezi în Italia. Dar practic nu vezi. Poate la Monaco, dar... Dar oamenii care aveau mașinile alea, chiar sunt bogați sau vor să arate că sunt bogați? Măi, spun sincer, eu am cunoscut foarte mulți milionari în România care au milioane pe credit. Așa că milionul se face foarte greu și jumătate de milion. E un milion până la urmă, despre ce vorbim. Nu toți sunt milionari. Nu sunt deloc, puțini sunt, foarte puțini și care au și un business sustenibil. Eu am o problemă cu chestia asta. Dacă compania nu este transparentă și, hai, nu zic să aibă standardele din Italia sau așa, dar vrei să intru în subiect? Vă rog. Da. Normele europene spun, în fiecare an este o comisie care face norme noi pentru companii. Ferrari face acest formular de 20 de ani. Se numește Corporate Sustainability. Care este cumva o responsabilitate civică a celui care deține compania ca și restul, și mă rog, angajații și etc. În acest formular, companiile sunt obligate să fie aproape de green, dacă nu green, adică să-și instaleze panouri solare, să aibă grijă la cum se consumă energia și etc. Să se respecte drepturile omului, să fie clar anti-money laundering și bribery și toate lucrurile astea ce țin și declarații fiscale și etc. Apoi, după ce se completează acest formular, care are niște costuri și trebuie să aibă minim 50 de pagini, eu am văzut un formular de 90 de pagini al unei companii din Italia. E incredibil. Transparență completă. Se face un audit de la Comisia Europeană ca să verifice că aceste informații sunt corecte. Ei, acest formular vine în ajutorul clienților și investitorilor. Adică tu când vrei să cumperi sau vrei să investezi sau pur și simplu ca un end user de orice produs, știi că această companie este sustainability, civil sustainability, cum vrei să o spui, știi? Dacă nu îți faci temele singur și s-ar putea să ai surprize. Ajungem în ultima parte a discuției noastre de astăzi și urmează testul în fața, chestionarul în fața ta. Florin o să explice despre ce e vorba. Este un test de sinceritate, okay, cu întrebări scurte și răspunsuri la fel de scurte. Întrebarea numărul 1, cred că ați răspuns la ea în timpul emisiunii, ce mașină conduceți? De aceea să te pui. Întrebarea numărul 2, de ce sunteți cu un bărbat de 77 de ani? Pentru că suntem foarte bine împreună și iubirea n-are vârstă. Întrebarea numărul 3. Sunteți principalul moștenitor al averii lui Piero Ferrari? Nu. Întrebarea numărul 4. Care este cel mai scump capriciu pe care vi l-ați făcut? Bijuterii și avioane private închiriate. Întrebarea numărul 5. De la ce sumă în sus începe bogăția? Bogăția? Da, corect. Un prieten a spus așa, când ai 1 milion, n-ai nimic. Când ai 10, poți să te consideri bogat. Dar când ai 30, deja nu mai face diferență între 30 și 35. Întrebarea numărul 6. Care este brandul dumneavoastră preferat de haine? De haine? Mă îmbrac de la Zara, cum sunt astăzi, Tom Ford, depinde ce găsesc. Întrebarea numărul
7. Câți români își permit cu adevărat să-și cumpere un avion privat? 3. Cine sunt ei? Cei care au companii pe care le vezi. Vezi show-uri mare, vezi chestii frumoase. Întrebarea numărul 8. Care este, cât costă cea mai scumpă proprietate pe care o aveți în România? Cea mai scumpă? 2 milioane. Întrebarea numărul 9. Cine este modelul dumneavoastră în viață? Cheri Blair. Și întrebarea numărul 10. România este țara bolizilor de lux pentru că? Pentru că ne place show-off-ul. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Luăm o scurtă pauză și revenim pentru finalul emisiunii. Rămâneți alături de noi! Ne-am întors, ultima parte a discuției de astăzi. Romina Gingașu este președinte și fondator al fundației Red Woman Foundation și soția moștenitorului Imperiului Ferrari, Piero Ferrari, cel care a construit compania Ferrari așa cum arată ea în prezent. O ultimă întrebare. Astăzi, dacă te întoarce în România, ai face-o pentru că? Pentru că mă simt acasă. Întoarce definitiv? Definitiv, probabil o să o fac într-o zi. Pașaportul meu o să rămână pașaport de România forever și atât. O să am un singur pașaport, mă simt acasă, este țara pe care o cunosc și țara în care simt că lucrurile se pot schimba și este momentul schimbării acum și pe viitor. Și da, probabil o să mă întorc într-o zi, definitiv. Mulțumim foarte mult pentru discuția de astăzi, mulțumesc și ție, Florin. Doamnelor, domnilor, ne revedem. Numai bine!